14, 2000, pardon, 1000, 2016, faptul că sunteți într-un număr mai mare înseamnă că vă doare de comună, vă doare de problemele care noi ne izbim și ați vrea ca viața dumneavoastră de zi cu zi să vă fie îmbunătățită aportul celor pe care dumneavoastră i-ați votat și i-ați pus în fruntea comunei. Când au devenit consilieri, au jurat una pe cruce că vor servi binele comunității. Vă veți convinge și dumneavoastră cât de mult se țin de cuvânt și se respectă jurământul. Aș vrea să dau cuvântul doamnei secretar, care să vă anunțe. Nu s-a confirmat în procesul verbal problema cu rotunda. Balustradele, șanțurile și problema înaltă vreau să fie confirmate acolo. Răspuns, te rog, am vorbit și cu firmă, va veni măsura balustrăzile, de deja am reușit drumul de la rotunda, îl vom mai face, vom băga și autoritatea. Plus, vom mai face toate șanturile, nici nu se poate la școală. Dar vom face jocul. N-aveți voi vorbi, doamnă, la final, vă scrieți la discuție. Dacă vrea să-i dau răspuns, îi dau răspuns la final. Propun cu ordinea de zi. Proiectul hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Gorobăie Mihai 16, proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru pentru agenții economice, instituții publice de contări către adis Bacău. Și vă intervine domnul profesor Marco Poza, primitare și domnul secretar. Supun la votul ordinea de zi, așa cum este ea. Suplimentăm ordinea de zi cu un proiect de hotărâre inițiat de 5 consilieri. Știți foarte bine că la ședința anterioară din bugetul local, prin finanțare complementară, s-a acordat pentru premierea olimpicilor, elevilor care s-au remarcat la olimpiadele școlare, suma de 5.000 de lei. Avem două eleve care s-au calificat la faza națională. Urmând ca premiile celelalte să fie acordate după data de 5 mai, când se desfășoară la Bacău ultima fază județeană a olimpiadelor școlare. În cadrul Consiliului de Administrație al școlii s-a hotărât acordarea sumei de 1000 de roni elevei Ștefanie Denisa, care reprezintă județul Bacău la olimpiada de limba română la rândul Turcea, de data de 16 aprilie. Și suma de 800 de ron, elevii Panțelu Bianca, care s-a calificat la concursul de geografie T. Proiectul de hotărâre cuprinde tocmai aceste sume și pentru aceasta solicit Consiliul Local să suplimentăm ordinea de zi. Deoarece a primit documentele după ce a făcut invitațiile la ședință cu raportul a 250 de case la alimentarea Bacău, localitatea Gorobăie, comuna Gorobăie. Supunem la vot completările la ordinea de zi. Hotărâre privind aprobarea contractului cadru pentru agenții economici și instituții publici de adecontări către adis Bacău. Expunerea de motive. Prezint eu, în câteva cuvinte,
am să fiu suficient, să mă plictisesc. Inițial este un contract cadru pe care noi îl discutăm de foarte multe ședințe. Acest contract cadru s-a prelungit de-a lungul anului din 2010. Comunatura Boiei este într-un proiect la care participă 65 de primării. De-a lungul timpului, noi consilieri, împreună cu domnul viceprimar, cu primarul, am aprobat tot ceea ce trebuia să aprobăm ca să fim în rândul comunelor care reciclează, colectează, reciclează, depozitează la Bacău. Suntem în faza în care, din 65 de primării, doar 3 primării nu au aprobat contractul cadru datorită opoziției câtorva consilieri. Consider că este inuman ca noi, acum, în condițiile în care vrem să scăpăm comuna de toate deșeurile aruncate pe toate muraiele, pe toate ulițele satului sau pe malul apei, ca cineva să se poată opune. Practic, diferența sau diferentele opinii au fost între consilieri de la aprobarea către Agenției Economice. Având în vedere că toate comunele au aprobat la 0,5 metri de deșeuri menajere să fie uniform aprobate de toate comunele din județul Bacău, noi nu putem să venim cu proiectul de hotărâre separat, deoarece majoritatea convinge minoritatea, nu? Trei comune nu pot să nu se alinieze la ceea ce practic noi am aliniat de cu timpul. Beneficiem acum de Contaia, beneficiem de colectarea cumaiilor de către firma Compres și cred totuși că ar fi cazul să intrăm în normalitate. Atât am avut de spus, las pe domnul consilier să spună părerea, nu înainte de a anunța cu mijlocul prezența domnului Brâneagu, că noi chiar aș vrea să dau cuvântul înainte de a da cuvântul domnilor consilieri. Dânsul este specialist și strunește din toate punctele de vedere și legislativ. Și oricum mă dau toate detaliile acestui proiect. Și tot dânsul ne poate spune ce ar însemna pentru comunatul la voi să mă aprobăm. Ar însemna ordonul înapoi contactele cu efecte juridice și să rămânem iar cu care cu toate punțile, să plătim și daune și penalități, pentru că nu ne achităm de obligațiile pe care tot noi le-am luat. Vă rog, domnul Bernard. Bună ziua și bine v-am găsit. În sala asta, acum vreo 4 ani, când s-a validat Consiliul Local, am participat la validare și vă promiteam atunci că Consiliul Județean, până în 2015, va rezolva problema drumului de la Dumbrava la Oniște. Și s-a rezolvat. Deci Consiliul Județean s-a ținut de cuvânt și a realizat acest drum, așa cum am propus, până la sfârșitul anului 2015. S-a realizat așa cum am propus atunci. Minciuni. Deci, la final. Nu circulați pe drumul sau? Eu vorbesc ceea ce am promis să fac, da? Că el știu că suferă, mă rog, trebuie să mai de aplicat niște argumente, să fac ceva, dar am spus să ce suferă să rezolvă și este misiune. S-a propus și așa am auzit la Consiliul Popular de aici și la dumneavoastră, când am fost la ședință, că să mai pune un strat de asfalt pe deasupra. Acum să vedem dacă vă țineți de cuvânt sau nu. De 4 ani de zile. Ne ținem de cuvânt, dar nu suntem la urmă să ne ajungeți să pentru stare, totuși 1000 ceva de kilometri de drum, în care 800 s-a asfaltat. Să puteam face deodată calitativ, dar să nu mai fie problemele, să nu facem deodată calitativ, să nu mai fie... Eu dacă vreți să vă spun așa un punct de asta, dacă vreți să faceți la început, cu
costat foarte mult pentru că un drum din în jur de 4 miliarde de kilometri. Și era foarte mult bani ca să investim. L-am făcut ca să dea bine, ca să putem circula pe el. În momentul în care a existat posibilitatea Consiliului Județean să aibă posibilitatea de finanțare și fonduri mai mari, mai multe, dar în discuție pe care să facă pe el. Să facem statul ăsta și pe domnul Lucian, să vă facem. Păi iată să vă rog, să lăsăm domnul Grănean, cât a venit pentru proiectul cadru relația cu Alicii Sfântului. Nu l-am presc, nu știu ce l-am presc. Nu, eu vreau să vă spun chestia asta pentru că nu știu ce l-am presc. Da. Bun. Și acum nu l-am presc. Da. Domnul Domnului, v-a rugat. Cum? Am înțeles. Gata, bine. Nu e nicio problemă, am înțeles. Asta e. Să-ți faci. Când faci ceva minți, când nu faci ceva minți. Este treaba noastră. Aprecierea este de plinie, libertatea noastră a fost acest congres. Eu nu m-am bătut cu piramidate. V-am spus că o să începem să facem ce am făcut. Atenție, doamna comandă și păsărită. Și cu asta încheie subiect. După aceea trebuie să legat de contractul cu Reopres și de acest contract cu cadrul agenției Comunului. Există un proiect care se cheamă Management Integrat al Deșeurilor la nivelul județului Bacău. Proiect făcut cu fonduri europene, cu finanțare, cu finanțare la Consiliul Județean și în valoare de peste 32 de milioane de euro. În care acest proiect cuprinde, de fapt, întregul județ Bacău, dar există niște etape legate de unele comuni care între timp au obținut alte fonduri, cum a fost Isla, Pajul și alte fonduri, și deocamdată vor intra treptat în întreg proiect. Dar sunt aceste 63 de comuni care fac parte în acest proiect. ADIS-ul este, voi explic că este autoritatea pentru dezvoltare intercomunitară pentru stabilitate, al județului Bacău, format din cele 93 de UAT-uri, plus Consiliul Județean 94, care constituie unitățile administrative ale județului. Toate sunt parte în acest proiect. Deocamdată, contractul s-a încheiat pentru cele 65 de UAT-uri pentru o licitație publică, făcută în baza legii 101, baza legii 50 și în baza legii 250, da, administrația. Acest contract prin licitație a fost câștigat de o firmă care se cheamă Reopres. Ați mai auzit de ea, poate sunt mai multe probleme legate de firma aceasta. Nu e treaba noastră, e treaba lor din punct de vedere. Ei au câștigat licitația și în caietul de sarcini. La licitație era prevăzut ca toate persoanele fizice, dar și cele juridice, și cele juridice, să plătească această taxă de salubritate. Aici apare o problemă. În caietul de sarcini s-a prevăzut ca pentru persoanele juridice, deci societăți comerciale, de afiuri, de afiuri și așa mai departe, să poată să plătească ca un fel de abonament un metru cub. Un metru cub însemnând 140 de lei, cu tot cu, cu TVA. Bun. Discuțiile nu au fost la noastră. După ce mi s-a aprobat în decembrie aceste lucruri, noi am revenit la solicitare așa din multor agenții economici din aproape toate comunele, cele 63-65 de comune și am zis, domnule, bun, aici se e prea mult. Într-adevăr, e mult pentru 104, dacă produci sau nu produci cu noi, dar ele vom fi adevărat. De ce? Și am să vă explic de ce, pentru că conform legii, nu conform modul pe bani, conform Ropre este obligat săptămâna, să vină, până la Dumnezeu, până la Ghineș și unii mai sunt, să treacă pe la agenția economică, să ia cu noi. Are mari cu noi, el vine la partea agenției economice. Dacă nu are cu noi, el a consumat până, până acolo. Dacă are 900 de kilograme cu noi sau are o tonă, el tot ar fi până acolo sau are cel de 2 kilograme. Și atunci s-a zis ca să se acopere, conform, repet, conform legii, nu mă fi ceva, s-a făcut acest abonament. Abonament. Acest pentru cum care a spus să plătești, să încheie contractul iată la început. Pentru diferența, fiecare societate comercială plătește în funcție de cât noi producem.
Rădăciotoanul plătește mulțetul tariful la zona respectivă. Pentru, numai pentru cei care produc sub metru cub, deci rămân în această vară. Bun. Am avut negocieri cu Lobrescu, împreună cu conducerea districtului, în număr de ateuri, și s-a ajuns la concluzia că 0,5 ar fi sustenabil pentru toată 0,5 metri. Ceea ce mi se propune noastră astăzi este acest 0,5 metri cub care sunt la Lobrescu. Vreau vă spun o chestie. Noi suntem cumva cam de două zicuri, așa, și trebuie să găsim o ieșire și să mergem mai departe. De vrem de nu vrem, deja la ANRSC se lucrează pentru o hotărâre de guvern care va fi prea obligativitate tuturor agenților economici și se plătească anumite sume. Nu știu cât va fi 0,25 sau va fi 0,30 sau 0,70 pe metru, dar noi, pe baza acelui contract în teatru în test, care vă am semnat adisul numele tuturor arteorilor, trebuie să venim cu această formă. Deci eu vă propun formula de 0,5 metri cub. Cât înseamnă lei? 70 de lei. În casă sau? Nu, cu tot de lei. Deci e tot de lei. 70 de lei, tot de lei. E ca una vara mea la televiziune, dacă v-ați trebuit. Vorbim de zonă, stați. Și acum să văd, e vorba de incădat, de agenții economici. Și ați vă spun de ce. Încă un motiv pentru care trebuie să facem chestia asta. Și am găsit deja în internet treaba asta. Multe firme care au picul ce au să duc și pun gunoiul lor în gunoiul cetățenilor pe care noastră plătiți. Și atunci vă revine și plătiți noastră mai mult, pentru că dacă vă pune să pune gunoiul în contanele respective, plătiți noastră pe la plămână. Și atunci, ca să putem scade, să avem totuși cât de cât o contribuie foarte greu. Cine stă să păzească un pic cu dacă propus să nu mai Deci, asta este ceea ce vă propun. Asta e ceea ce vă propun noi, în urma negocierilor cu tot profesorul. Profesorul a înțeles, a lăsat și jumătate. Totdeauna la o negociere, mi-a lăsat dumneavoastră. Mai las unul, m-a susținut și a reușit puțin acest plafon de 0,5. Acum, latitudinea Consiliului Local, pe care un an o să ne folosesc, eu v-am prezentat cu asta lucrurile, las pe aici Consiliul Local, hotărâți varianta care e cea mai bună. 0,5 metru, dar e cea mai bună 0,5 în ce care am negociat și care ar trebui să o aprobăm din sine bine, pentru că a fost negociată numele adisului pe pentru ateurul stabilit la Marea Generală Deci noi trebuie să ne atreau cu această hotărâre. Așa cum spunea domnul primar, dar nu mai câteva comunii care sigur vor reveni și la urmă, la adevăr. Vreau să vă spun că în urma discuțiilor avut cu cei de la ANRSC, care se înseamnă autoritatea națională pentru servicii comunitari, sunt dispuși să vină cu amiază și noi amiază la sfata, eu vă dau ca informații. Nu vă dau ca doamne Fireș cu amințare. Să vedeți cu amiază acolo unde nu o să aplică pe vedere deci. Și le spune clar că fiecare care produce cu noi trebuie să-și plătească. Mai mult ce să vă spun. Populația deja plătește și noastră plătiți cu acel tarif care l-ați aprobat. De așa, de asemenea, trebuie și agenții economici să încheie aceste contracte și să plătească respectivii anului. Atât am avut astăzi. Eu vă mulțumesc, domnul Preseamă. Mulțumesc pentru că ați avut amabilitatea să veniți în mijlocul nostru. Ce aș vrea să vă rog, dragii mei, în primul rând, pentru invitații de astăzi, sau cei care au avut bunăvoința să fie aici, în ședințele de Consiliul Local, există o procedură pentru a se desfășura normal și cu demnitate. Vă rog să nu mai întrerupeți pe cei care iau cuvântul, că-i consilier, primar sau invitat. Cei care au de gând să ia cuvântul, îi rugăm la diverse, toți cetățenii vor fi ascultați de către domnii consilieri, fiindcă dânsii sunt obligați să dea răspuns dumneavoastră, inclusiv domnul viceprimar, inclusiv
domnul primar. De-aia vă rog, ca în momentul în care aveți o nerămurire, trebuie să aveți un pic de răbdare, că noi vom da toate răspunsurile așa cum se vede legea. Referitor la cele spuse de domnul Grăneanu, aș vrea să adaug doar atât. Chiar este timpul ca și noi să intrăm în normalitate. Cred că chiar dacă pe cei care au societăți comerciale îi deranjează un preț pe lună, dacă 24 de ani n-au plătit odată un leu pentru gunoiul pe care l-au aruncat, dar totodată vrea să-i aduc aminte de câte ori cu căruța, cu remorcuța, au umplut marurile trotușului și toate duraiele, iar primarul Marică Mihațea, pentru că ați văzut soția, s-a dus să facă curățenie, ca să ieșim și noi cu fruntea sus în cazul unui control. Nici o societate comercială nu poate primi autorizație de funcționare dacă nu are încheiat un contract cadru cu o societate de colectare, transport, reciclare, gunoaie, menajere. Vă mulțumesc mult, dau cuvântul consilierilor și tuturor care vor să mai duce o problemă. Domnul primar, ați spus că unii dintre consilieri s-au opus să voteze proiectul de hotărâre cu ADIS. Noi avem procesul verbal din ședința din rândul trecut în care se spune așa: propus să votăm acest proiect de hotărâre cu un amendament în care să specificăm că Consiliul Local Gura Voi aprobă 0,25 metri cub deșeuri menajere pentru toți utilizatorii care au sedii sau puncte de lucru din raza Comunii Gura Voi, fie agenți economici, MOIG-uri. Se votează în unanimitate amendamentul propus. Deci noi am propus un amendament de 0,25, n-am votat 0,50. Dar scosul îl dau pe lor. Din stat amendamentul dumneavoastră este contrar ceea ce dumneavoastră ați votat până astăzi. Este un amendament care practic este legal. Nu te poți opune că vrei tu 0,25 de metri cu așa vor consilierii. De și repus pe ordinea de zi. Faptul că dumneavoastră ați votat acest amendament ilegal ar scoate primăria Comunei Gura Voi din asociația ADIS, județul Bacău, și ar însemna ca noi să plătim penalități, să plătim despăduriri, ca să fim purtați în instanță. De-aia am repus pe ordinea de zi acest proiect, domnul Brunanu poate să confirme, este ilegal ca noi, când 62 de primării votează 0,5 metri, urmă să votăm 0,25, ca așa vrem noi. Nu! Eu chiar cred că, spre exemplu, cu excepția unei frizerii, dacă ar fi o frizerie, n-ar produce aia jumătate de metru pe lună. Dar nici n-ar vrea să cred că un magazin cât de mic nu are peturi, nu are cutii de carton, nu are doze de bere și nu se acumulează, nu se strânge o jumătate de metru cu. Chiar vă rog să credeți și să privim cu responsabilitate că a ne opune unei hotărâri al Consiliului de Administrație, al ADIS, care 65 de primari votează, nu mă pot duce eu, reprezentantul dumneavoastră în cadrul Consiliului de Administrație ADIS, să votez contra. În ce postură aș fi pus eu acolo să roșesc că la mine, în comună, niște consilieri vor 0,25 de metri cu mână? Asta este răspunsul către dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnul Grăneanu, de asta. Sau niște consilieri, toți au votat, domnul primar. Nu, doamnă. Toți 14. Eu am pus proiectul cum trebuia. De asta ați putut altceva. Nu faceți legea la dumneavoastră acasă. Dacă îmi permiteți, vreau să reamintesc. Propunerea în adunarea generală a fost propunerea 0,25 și a fost respinsă de participanți la adunarea respectivă, care a fost legal constituită și a participat majoritatea, deci nu a fost 2-3 și aia a fost 2. Haideți să avem încă o vedere în două aspecte. Jumătate de metru cub este o cubielă care se adună într-o lună de zile. Nu cred eu că se adună o cubielă într-o lună de zile. Două mari să puteți cânta pe cubielă. 3. Mașina vine separat pentru agenții economici. Deci mașina nu ia la un loc cu persoane fizice, pentru că atunci aveam acea problemă în care, ca să vă mai spun o chestie, tot noi noastră se cântărește
ajunge la depozit, acolo la celula opinia, se cătărește, ceea ce pe pastură se cătărește, se reînscrează. Dacă agenții economici spun cu noi la voastră, plătesc noastră, că n-am pus să-l răspund de acolo, spun asta e agentul economic, asta am avut la dumneavoastră cetățeni în comun. Și atunci, mașinile vin separat, transportă separat la agenții economici, mașina care vine, și separat pentru că asta fizică. Să nu avem această problemă legală de mers cu noi. Că plătesc dumneavoastră până la urmă, nu plătește persoana fizică. De asta vă spun că o pubelă de gunoi într-o lună, eu cred că se adună chiar dacă nu mă duc mai curte, nu mai zic dacă nu mă duc, 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 chiar atât din urmă. Vă mulțumesc. Doamna președinte, să știți că din 2010 se plătește câte 2500 lei, 25 de milioane pentru așa ceva. Mâine, poimâine va veni să plătim și pubelile. Eu nu zic că nu n-ar trebui plătit. Problema e în felul următor. Ai 6 în casă. Mă refer la persoanele fizice. Ori 33,75 de bani te trezești că într-un an de zile s-ar putea să nu poți plăti. Nu mai zic la persoanele fizice care au măsura 141. Dom'le, ai măsura 141, duci o călăie acolo, îi duci, că nu cape în pubelă. El are măsura 141 că, cu problemele lui, deci vă închipuiți că e o problemă, că și el are persoană juridică. Și sunt 50 sau poate 60 în comuna noastră, dacă nu și mai mulți. Ce face el? Cum se descurcă? Deci nu va fi ușor. Nu va fi ușor să ne trezim cu datorii la primărie și nu avem cum să o rezolvăm. Deci că e una când are saldul magazin și are cutii, nu știu, bitoane. Dar ce faci cu ăla care nu are cutii și nu are nimic? Ăla stă undeva în câmp. Domnul Pașcu, ați votat proiectul? Am votat proiectul, dar haideți la... Domnule, eu acum vă pare curtul la băieții CNC. Ați votat în ședința trecută pentru persoane fizice. Vă referiți doar la persoane juridice. Sunt atâția oameni aici care trebuie să înțeleagă o problemă. Mâine, poimâine va spune. Cum am învățat la Onești, domnule, au fost... La Onești au fost 500 de oameni. Dacă veneau consilieri acolo, îi omora. Au zis că au votat 9 lei și ceva pentru metru cub. Vă închipuiți ce se întâmplă cu slobozia care de la apă s-o tăiat, de la gunoi s-o tăiat, la aia s-o tăiat. Domnii au fost acolo. Ce facem? Cum ne gândim? Trebuie să hotărâm o treabă. Eu înțeleg că domnul Brăneanu s-a înființat din 92 de comuni și orașe. De ce au rămas numai 62? Domnule, trebuie de dat de gândit. De ce au rămas numai 62? De ce restul nu a vrut? Domnul Pașu, haideți ca să vă spun de ce. Eu am înțeles, dar haideți să vedem. Deci, Elegiu este comunul care are numărul urfane și până în 2018 merge pe control. După ce intri și aia, vă spuneam cum intra și ceilalți în acest program. Există două din comunii care s-au dat de Bacăului, în jurul Bacăului, care este fondul ISPAC, încă din 2012, 2011, 2012 și care vor intra din 2016-2017 de anul viitor, și se intră și în această vală. Mai există comuniești care va intra din 2019 pentru că au fonduri fare. Deci sunt aceste comunii care vă spun, pe care vor intra treptat, ei între timp fac acest lucru. Nu fac de acum, eu fac de 4-5 ani. Eu mă refer că s-ar putea, pe un an sau doi, să mai poate strânge fondurile astea. Pentru că el are cruzare de 50 de lei pe zi. Eu am urmă. Și nu ies de faliment. Și atunci la faliment, de la faliment, nu ieși. Să mergem așa și Dumnezeu cu mila, dacă ne scoate, ne scoate, dacă nu, nu. Nu o să facă falșe, trompez, nu o faci un capul dumneavoastră, nu o să vă ia cu noi, o să vină alții, sunt acum destui și o să vă dea mers, o să vă mulțumesc.
așa cu idei cum să vezi ideologii. Fără să-l atingi, în primul rând, acum, când vedeți, hai să vă dați în neazorea în România. Rețineți! La orice microfel, 0,5 metri cub de... Unde era lâna asta primăvară care i-am dat-o focul amilaj? Dar nu ia, nu ia, nu ia! Nu, întreb așa, de la microfelele astea, numai de metru cub. Unde sunt culoarele decât pe tot malul produsului? Am spus doar atât. Haideți să intrăm în normalitate, să lăsăm în restul, că ne facem de râs aici, în fața oamenilor. Mulțumesc! Domnul Florin! Bună ziua! Bucur, domnul Brăneanu, vine și îmi spune astăzi că celălalt politic de 60 a fost de acord cu... A fost de acord cu suma de 700.000 sau o jumătate pentru Jacques Fumini. Dar noi trebuie să avem în vedere că celelalte comune au avut o infrastructură, ceea ce înseamnă transportul, 20 de ani în condiții foarte bune, unde foarte multe societăți s-au dezvoltat. Au apărut micro-intermediari, care dat de muncă la oameni. Oamenii au avut puțin bani să meargă la magazin și au pus produce jumătate de cartoane și de pierduri și astea. Vă spun acum, că întâmplător am un magazin. Sunt situații care nu sunt în jumătate de cu pe șef. Vă rog să poate să facă o comisie și să stea să păzească magazinul, pentru că să-și serie. Acum, nu știu, am înțeles că este o asociație cu întâlnirea ADIS-ului, ceva mai mare, nu știu ce. Eu consider că oamenii nu trăiesc în România. Pentru că un metru cub de BCA sau cărămidă costă 1.700.000. Ei au pus 1.400.000 metru cub. Doamne ferește, ăla să plecească la depozit să-mi aducă mai mult BCA sau cărămidă, să-mi rămân acasă, mă costă mult și o duc înapoi să duc la scoia firma de colectare. E mult 1.400.000. Eu aici, noi nu suntem în patru, sunt un loc bun, pot să fiu de acord, nu pot să ies în mână. Dar să știți că cei care au făcut, ei nu trăiesc în România, trăiesc în altă parte. Deci la 1.700.000 metru cub de cărămidă și după 1.400.000 metru cub de carboane, ai luat în pietru și satună, faceți o diferență și atât am văzut. Haideți să vă răspund la chestia asta. Astăzi spuneți, aici, în zona Coneștiului, în zona asta, sunt treapta Sinetru, cât de cât, unde totuși lucrurile se mai mișcă. Dar eu mergeți cu mine să vă duc în zona Coloneștiului, Chitoasa, care au aprobat deja acest lucru, unde știți că acolo și-o lupt dracu foamea, și-o lupt foamea acolo și totuși au aprobat jumătate pentru club. Adică dacă noi spunem că ei au de unde să scoate mai mult și au de plinde și au de unde să scoate jumătatea de metru cub, sau banii în care îți vede că acolo nu au nicio sursă de venit în pensii de oamenilor și da, nici mi pot, dacă mai câte unul prin afară care mai lucrează și mai trimite bani, atunci înseamnă că noi nu suntem de aici. Eu înțeleg că sunt, e greu, într-adevăr, sunt de acord cu dumneavoastră, e mult. Dacă poți nu dai de loc, sunt de acord și eu sunt de acord, poți nu dai, dar dacă tine mi-e trebuie, asta e la decisă. Dar vă spun, toți aia de stânga Sinetru, care sunt așa cum se plăce pe acolo, agenții economici care sunt cum se fie economic acolo, au aprobat așa sau. Mă rog, consider și mulți au așteptat un contract. Avem chiar pe unii care au făcut aproape un contract. Vă mulțumesc. Da, într-adevăr, e un lucru bun, reciclarea urmărilor și igienizarea. Problema, de fapt, stă la preț, nu la metru cub. Când s-a negociat prețul cu ADIS-ul, cine a făcut parte din și a reprezentat comunii, prețul e problema, că până la urmă gunoaiele s-a adunat. De seara au adunat banii, cum s-a adunat gunoaiele, am fi toți milionari. Eu vreau să spun oricum, un jumătate de metru de deșeuri s-a adunat, oricum ar fi. O altă problemă este în felul următor. Cei care vin și corectează gunoaiele de la casele oamenilor, dacă acum e curățenia de primăvară, mai pune un sac cu o inclusie.
Dar când tot vine domnul Brădanu și spune că cheltuiește motorină, deci nu ia și cei 2-3 saci, că trebuie de primăvară, vine Paște, de ușează. Pentru că e timp de câine și rude pe acolo. Deci vine, războarnă pobela și saci lasă acolo. E verificată de 2-3 ori. Menționez că sunt persoane care marțea au jumătate pobelă și nu mai scoate la poartă. Atunci nu pot să mă motorină. Deci când vin, ei n-ai bine cu noi ăla, nu le să-i saci la poartă. Atât am eu, a făcut. Bun, deci am înregistrat ca problemă. Când aveți astfel de probleme, sunați aici, îl avem pe reprezentantul din zona noastră, domnul Claudiu Neșanu, și orice problemă de sunați cu dânsul, sunați consilier, dacă aveți în zona acolo, o să vă dea telefonul vostru în legătură și rezolvăm aceste probleme. Am progresul, deci o chestie. Nu, asta e treaba noastră să o rezolvăm cu ei, numai nu să ne obsesească pe o vreme nouă. Și în conducerea de ce să întâmplă. Eu vă asigur că se rezolvă. Inclusiv dumneavoastră, dacă executivul primăriei, dacă se sesizează cu noi cu sadica sau rămasă în stradă, puteți să amenda operatorul. Chiar primăria Bravoi poate atenta direct operatorul cum s-a indicat. Interesul operatorului fiind plătit la cantitate este să ridice cât mai mult cu noi. Probabil că ori s-a scos după ce a venit mașina, ori e ceva s-a întâmplat. Dar de fiecare dată când se întâmplă chestia asta, ne-ar ajuta o fotografie. Pentru că noi verificăm transportul deșeurilor, mașinile sunt mașinile sunt dotate cu GPS, noi vedem în timp real unde se află mașina, ziua, ora și locuința sau gospodăria la care se află, se identifică imediat. După care, chiar primăria Bravoi, pe raza OAT-ului Bravoi, poate să amendeze personal, numai propriu, poate să amendeze acest operator. De când ne dă figurile legea 15-2016, legea fumatului, au fost foarte mult și vânzări. Și cetățeanul nu își permite ca să mai... Cetățeanul nu își permite ca să mai vină la partea să le obere. Deci îl ia acasă. Și Petru sau respectivul cu noi, nu mai depozitează agenții de mâncare. Ulițele, mașinile astea sunt numai pentru asfalt sau și ulițele? Unde poate să intre, unde este ulițe. Dar unii intră de demană, unii intră tot, practic, casa, toate mașinile mari. E de ce nu intră? Da. De ce oblige omul să vină de pe vârful diavolului să care 500 de metri să-ți care cu noi la după la șosea? Da, tot plătești. De ce? Că mașinul, că îl plătesc pe ăla, nu? De ce îl plătesc? Răspunsul de acolo, domnul Marcos. Vă rog să-l dați. Avem două ori la temelia cu situația asta. Aici, domnul Marcos, are temelia. Și motocești de aceeași chestie și pătrat de aceeași chestie. Două considerente sunt care mă fac semnau de toate domnul Marcos. Avem două urețe la temelia pe care nu intră mașina de lucru. Și vă spun că greșelile vin de-a lungul timpului. Fiecare când a făcut galul, nu mai intra domnulea cu uliță. Nimeni nu le-a urmărit de-a lungul timpului. Acum, mulți au pus copaci în mijlocul drumului sau la marginea drumului. Crenzile împiedică accesul acestor mașini. Noi, pe linie de administrație, am luat următoarele măsuri. Împreună cu oamenii de ajutor social, am intrat aproape pe toate ulițele. Tăiem coroanele la copacei frumoși, toate trenzele care împiedică accesul, ulițele care, într-adevăr, nu au balast, nu poate intra o mașină pe ea cu Euro 6,
Vom asta în rețin pe urgență. Chiar am solicitat încă o pasculantă să ne mai ajute, plus un excavator cu care să ne dezvoltăm următoarea perioadă, ca noi să putem asigura deservirea întregii populații din toate satele. Așa cum la Gura Băiei, de aici spunea Clochini, spunea Câitini și toate alte, dar, repet, este o perioadă de tranziție pe care noi o să o gestionăm rapid și cu responsabilitate. Avem doi oameni din primărie care se ocupă, merg cu mașina de reciclare, de colectare a gunoaielor, da? Care urmăresc rezolvarea tuturor problemelor care apar pe parcurs. Credeți-mă, chiar se muncește pe toate ulițele pe care noi nu avem acces și într-o perioadă scurtă de timp, sper eu, într-o promisiune și așa, optimistă, că finalul lunii aprilie ne găsește cu toate ulițele făcute așa cum scrie la carte, cu toți copacii și crengile tăiate, cu palas plus, compactat, ca noi să putem intra cu acele mașini. Nu te poți băga cu mașină. E o șase, e o uliță pe care abia intră un tractor 4x4. Problemele care se ies, vă rog să le adresați primarului, care are pe duduc și cu băiat care se ocupă cu toate problemele pe linie de colectare, reciclare, acum mai mult. Mulțumesc frumos. A fost o hotărâre dată de Consiliul Local. Consiliul Local nu dă hotărâri falsă.
dă hotărâri în virtutea legii. Și vă rog mult de tot să nu acuzați Consiliul Local degeaba. Deci articolul 1, noi în baza acestui proiect de hotărâre, noi am revocat hotărârea în care s-a stabilit 25, iar acum aprobăm 0,5. Ați omis de asemenea să citiți articolul 3, este în puternice domnul vice, și hotărârea se înaintează primarului și domnului vice, și la prefectură. Ca să vă completa. Să punem la vot. Ce? Proiectul de hotărâre privind contractul cu Adisul la 0,5 metri cu domnul Roman. Am procesat, dar nu s-a precizat, dar nu m-a procesat. Cine votează? Mă abțin. Cine s-a abținut? Eu. Nu v-a spus să abțin. Pentru rezultate bune la învățătură a fost mult mai mare.
și ceilalți copii care au participat la faza municipală și care au participat și la faza județeană, chiar dacă n-au obținut premii, dar pentru faptul că s-au calificat și au mers la Bacău și au reprezentat comuna, vor primi o anumită sumă de bani în stimulent premii. Așa este normal, dar acest lucru se va întâmpla abia în luna mai, când se va încheia tot acest ciclu și aceste concursuri vor lua sfârșit, ca să știm fiecare copil ce a obținut. Menționez că cei doi copii care merg la Râmnicu Vâlcea aveau nevoie de niște bani, acolo stau la hotel, au nevoie de un biscuit, de un suc. Era normal ca noi să le dăm lor în avans acei bani, nu sunt sume mari, sunt sume chiar modice, zic eu. Dacă vor obține premii, mențiuni, vor fi stimulați de Consiliul Local la proiect de hotărâre făcut de doamna Antichis, domnul Badu, care sunt în Consiliul de Administrație a Școlii, inclusiv domnul viceprimar, domnul primar. Mulțumesc mult! Ce mai ar trebui felicitat părinții și vicinul și învățătorii și profesorii, că unii au ajuns ei, au plecat din jos. S-ar putea să ajungă la medie din țară, dar cu verdații, ticăloșii care sunt la puterii, își bate și unde copii. Bata ta a fost dată și a fost dată totdea. Așa că nu-i la copii. Dați-o și la urmă cu ei, copiii și așa la urmă. Să ne dacă așa la urmă. Eu dacă n-am dat câte idei, să vă spun acum, subiectații noștri, am fost copii ăștia întrebate și să ne facă posibilitate să facă pentru țara noastră ceva. Nu să iei americani, să iei inerții, șansă noștri. Adică, mă copiază pe cei groși în guvern și în parlament și pe cei niște. E seama asta, ne-am găsit că acolo așa. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici de vis pentru obiectul numărul 1, rețeaua distribuție, suplimentare raportul la obiectivul de investiții alimentare cu apă, localitatea Guravoie, comuna Guravoie, județul Bacău. Dragii mei, sunt nevoi să fac acest proiect de hotărâre din două considerente. Unu, în momentul când am dat drumul la proiectul cu alimentare cu apă și am mers la obținerea finanțării la Ministerul Dezvoltării, am bătut din poartă în poartă pentru a solicita cetățenilor din Guravoie Pătrășcani un aviz prealabil că se vor racorda. Mergeam din poartă în poartă și întrebam, te racordezi bani de costică? Nu, că eu am fântână, nu am bani să plătesc. Am prins în proiect 262 de racordări gratuite. Am zis așa atunci, la momentul când am dat drumul la acel proiect. Sunt oameni necăziți, oameni care nu vor avea bani să racordeze, iar valoarea unui racord de 982 de lei, acolo intră bazinul, ventilele, trapeții și apometru, plus manopera, săpătura respectivă. Ei, atunci atât am vrut fiecare cetățean, sau atât au vrut cetățenii din Guravoie. Când am început să facem raporturile și am spus, montez la ăla necăzit, montez la ăla care n-are niciun venit, au venit ceilalți cetățeni și au spus de urmă, domnul primar, dar și puteți impozit la primărie, leagă-mă și pe mine, că și eu vreau. Ba mai voiau să vede și la terenul pe care vreau să fac o leagă de irigată, să fac un solar. Și am spus, da, voi racorda din poartă în poartă, ca să nu facem nici o discriminare, să nu facem nici un alt treabă. Am ajuns doar la mijlocul comunii. La ora actuală ne mai trebuie 250 de racorduri. Da? Racorduri. Aceste racorduri au valoare de 245.550
roni, 2.450.000 fără TVA, se încadrează în cei 10% care îți dă voie legislația din valoarea proiectului să faci un supliment. Pentru acest lucru am nevoie de aprobarea Consiliului Local, ca toți cetățenii din Gura Voiei să fie racordați rapid. Sincer, chiar mă bucur că a avut succes, chiar foarte mare, acest proiect de alimentare cu apă. Chiar mă bucur că chiar am văzut oameni care au spus, domne, indiferent ce ar fi, vreau să mă racordez la apă, fiindcă toate fântânile de la noi au foarte mult calca, nitriți, nitrat. Ca acest proiect să fie derulat 100% în bune condiții, m-am nevoie doar de avizul prealabil al Consiliului Local, pe baza devizului și avizului de la Consiliul Local, merg la Ministerul Dezvoltării și solicit aceste fonduri, nu e o sumă mare, este legal și consider că într-o perioadă scurtă de timp, știu eu 2-3 săptămâni, maxim 30 de zile, primesc aprobare ca toate familiile din Gura Voiei, Pătrășcani, să fie racordate gratuit. Nu pot jumătate îi racordez gratuit și jumătate să dea 9.820.000. Asta ar fi. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Deci că aprobăm proiectul de hotărâre. Dar dacă nu ne dă bani, ce facem? Domnul Pașcu, înainte de a solicita ceva, și mă doare că dumneavoastră optam primar, ridicați problemele astea de clasa mea. Mă refer că fiind dați această ținere, domnul meu, eu n-am pus întrebarea când m-am dus aduc $1.000.000 alimentare cu apă, dacă mai primesc sau nu. Am solicitat aprobare, m-am dus și am obținut banii finanțare. Deci dacă dumneavoastră nu mi-a dat un aviz prealabil, cum să mă duc de bază? De ce mă duc? Nu ne aduce, nu ne dau banii, cum suportat de la bugetul local. Ăsta e răspunsul. Despre de altă soluție? 2010, ordonanța 577. Asta ordonanța de 2010, mi-a să măgat dumneavoastră să vă duc dumneavoastră solicitat. Acum solicit un aviz prealabil. Ordonanța 28. Domnule, dar cine mai știți acum pe toate? Sunt probleme în afara ordinii de zi. Discutând de apă, discutăm de proiectul hotărârii Gura Voiei Pătrășcani. Dacă aveți alte probleme, la discuții, domnul, da? Vă rog să vă scrieți la cuvânt. Proiectul cu apa e din 2010. Ai dus proiectul și pleca pe acea. Eu ai dus dat cu oameni de apă. Și la ce vreau de apă, domnule, când vine apa? Când vine și la ei, nu ca la noi, de la Valea Rusului. Când vine... Vreau să intervin și eu legat. Numai un pic, dacă îmi este permis. Eu am un defect profesional, lucrez de peste 40 de ani în învățământ și dacă vorbesc eu, e bine care ceilalți să nu vorbească. Asta este o regulă la școală. Tot ședința este tot o oră asemănătoare și de la școală. Eu zic că ar fi păcat să nu aprobăm acest proiect de hotărâre. Pentru că lucrarea este destul de avansată la nivel de Gura Voiei și este vorba de un deviz de o valoare mică, comparativ cu toată lucrarea. Lucrarea este de peste 30 de miliarde și noi nu putem... 2 miliarde găsim în bugetul local, oricum s-ar... Chiar dacă ajungem la un moment dat, că nu putem, nu o să primim finanțare. Dar fără acest proiect de hotărâre care devine hotărâre, lucrarea nu poate continua. Deci cei care efectuează lucrarea, o să creeze o discuție foarte puternică în sat, zona sinistrată toată este raportată, iar începând de aici, de la Casa Parohială până în Pătrășcani, raportul nu se pune. N-are rost la un buget al comunei care se ridică la peste 60 de miliarde, nu găsim noi 2 miliarde. Deci să lăsăm. În ceea ce privește alimentarea cu apă de Dumbrava, așa să vreau să închei, proiectul este, noi am avut aprobat pe 60 de mii de lor ca să se termine acest proiect. Am înțeles că este un stadiu... SF-ul. Deci este un stadiu avansat. Este bine să se continue și cu acest proiect, dar s-a asistat acest proiect.
proiect din cauza că au fost probleme cu cumpărarea terenului, unde se amplasează bazinul. Dar proiectul este avansat și sigur și Dubrava și celelalte sate vor avea alimentare cu apă. Deci eu voi vota acest proiect așa cum a fost propus. Felicitări, domnul Bata. Asta este pe bine de domnul Pașcu, pune întrebare. Nu, 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 dați-mi voie. Păi, oameni de lucrați, așa se întâmplă în Valerică Mihalcea, tot felul de oameni ăștia cu mentalitățile astea. Cum să spui tu, fost primar 8 ani, că dacă aprobăm și nu ne dă bani? Deci mă pun întrebarea, ce se întâmplă cu ceilalți oameni care nu sunt racordați? Pun întrebarea, de aceea vă se pierdut dacă ridici mâna sus. Dar dacă nu mi-aprob, domnul Pașcu, dacă nu mi-aprob. Nu iau răspunderea, că tot eu mi-am luat răspunderea. Domnul meu, vorbește ce trebuie să vorbesc, că la ora actuală dumneata se stipiește legislat și te pot da pentru calomie. Dumneata ai adus în apă, ai adus trotușul, ai adus trotușul în sat și ei nu dat pe oameni, nu ai adus alimentare cu apă. Să reținem, dacă nu vrei să votezi, îmi iau răspunderea ca aduc bani, că tot eu mi-am luat responsabilitatea. Uite aici așa că scrie Valerică Mihalcea a dat banii, ia mai dă un ouă. Pe milionat stau la stână, am fost la Ministerul Dezvoltării. Dumneata, la stână, o să vii să faci apă. Am aprobat la Ministerul Dezvoltării, ordin de ministru pe prima viața Valerică. Ai adus trotușul și ei nu-mi dat. Nu mi-au avizit, pe vorbe nu-mi dă nimeni nimic.
La ora actuală se depun proiecte electronice. Dar cum să primești finanțare până faci proiectul să-l depui? Domnul primar, vă dau cuvântul, vă rog frumos, este cuvântul primar, da? Proiectul de hotărâre. Acestui proiect. 1. Legul unui județean, o biserică, un sat. Este strict necesar să le facem. Care ar fi aceste drumuri? Sunt pași importanti, sunt eforturi făcute de mine, de domnul contabil. Am fost la proiectant, am stat până la 7 seara ca să le facem. Drumul la să începem cu cel care doare puternic. Drumul la Modocești. Chiar dacă e un cătun mititel, este vorba de un kilometru și jumătate de drum. Asfaltat, care a plecat de la podul mine, ar lega serpentinele cu plopii, biserica aici, și ar continua, deci ar fi până unde avem noi terenul, centru satului, acolo, un kilometru jumătate. Continuarea ar fi până la postulat în Costel, în condițiile în care nu facem podul la Modocești. Podul la Modocești va fi o investiție destul de serioasă care va la care va trebui aruncat 100 de 300 de mii de euro. Deci asta ar fi un drum asfaltat. Al doilea drum asfaltat. Drumul de la Dumbrava. Aici este Troița și aici este biserica. La Troița, la care noi deja avem asfaltul făcut, la care am făcut timp, galul alea, Cotușului, spre Chiriac, casa parohială, domnul Călin și-o roabă până pe Nata, drumul care face pe Nata. Un alt drum foarte important, Păltinata. De la Păltinata vom pleca așa, de la Marița lui Stavarache, biserică, și se merge spre Ienata. Drumul la Păltinata ar avea 1,7 km până aici, 1,200 km până la grădiniță. Repet, pentru a fi elegibil, un drum asfaltat trebuie să lege neapărat un drum județean, un centru cultural sau un centru de strictă necesitate, cum e biserica, cimitirul, o grădiniță, o școală. Am mai avea un drum la Agora Văie. Am încercat să facem drumul pe lângă Troiță, domnul Diaconu, la Cinolică Dobrea, la Davidescu, dar pierdeam câteva puncte, câteva puncte care puteau fi hotărătoare în acordarea finanțării. Și de aceea am luat hotărârea să facem de la Ilie Montaș, imediat de delimităm în spațiu, au dat așa și aici. Deci, de la Ilie Montaș, biserica din sus vine la Davidescu, Găman, Apostol, Pașcu Cristian, ca asta ar fi, acolo sunt 1,2 km. Mă întreb asta, fără o finanțare, care e minoră în funcție de câți bani putem primi, 1 milion de euro, de câte ori în viață, un consilier, un consiliu local, are ocazia de a vota un proiect pentru 1 milion de euro. Putem fi consilier 4 ani, putem fi o viață, dar de puține ori putem vota un asemenea proiect de asemenea valoare. Pentru ca să pot să fac aprobări, autorizațiile, ca să obținem finanțarea, să putem scoate lucrarea, să o solicităm la Ministerul Dezvoltării, rog consilierii locali, pe la care chiar sincer și trece acel drum, domnul Pașcu, domnul Badu, la domnul Pațiu merge la biserică, la Păltinata, la Modocești, doamna Ionica are rude, domnul Antochi are rude și la Păltinata, și locuiește acolo seară de seară la Păltinata. Este mare păcat să-și trece mașina pe un drum de ăsta, aștept de la noastră propunere. Păi nu știm proiectul, ci știm proiectul. Vă l-am prezentat. Proiectul ar fi așa. Hotărăște. Se aprobă ratificarea bugetului local al Comunei Gura Văie pe 2016, pe care îl doresc sub capul titore și aliniate, ce face parte din integrată din aceasta, după cum urmează. La partea cheltuielilor se propune
diminuarea sumei de 70.000 de lei la investiția Cămin Cultural Dumbrava. Aici am avut completare. Eu am promis în biserica la Dumbrava că alocăm Cămin Cultural 50.000 de lei. Ne-am ținut de cuvânt, m-ați ajutat și ne-ați ajutat și consilier. Când am primit banii de la drumul de la Dumbrava, pe care prin excelență mâini, mult nu vreau să-l facem, am făcut foarte bine și am mai băgat încă 1,5 miliarde. De ce ne-am hotărât acum? Cu Cămin Cultural avem pe data de 11 procedura de deschidere a plicului. Se încheie procedura de scoatere pe șleapă acestei lucrări. Pe 11 se deschid plicurile, va câștiga o firmă care va fi cea mai bună, care va avea cel mai mic preț și va fi cea mai serioasă și lucrările vor demara numai la 10 zile pentru perioada de contestații și se începe lucrarea la Cămin Cultural. Acea firmă, având un buget anual, pe care, într-adevăr, noi foarte bine l-am aprobat, multe anual, deci putem să terminăm căminul până în septembrie, octombrie, anul ăsta, firma, dacă e puternică, face din banul ei până în octombrie, noiembrie, decembrie, două luni, în ianuarie îi dăm diferența de bani. Rectific încă una din afirmațiile mele, pe care o spun cu multă seriozitate. În iunie vom mai primi din sume defalcate cote TVA, chiar avem 700 de milioane, tot de la drumul de la Dumbrava. Bani pe care noi i-am primit pe 30 decembrie, nu putea fi prins acea sumă în bugetul din ianuarie. Obligatoriu primim în iunie. Acea sumă de bani o dăm înapoi la Cămin, Căminul se derulează. Exact așa cum am programat, așa cum și dumneavoastră ați sperat și cum speră și oamenii din Dumbrava, și chiar cu toată convingerea vă spun, când primim rectificarea de buget în iunie, când va fi pe 15, la finalul iunie, dăm bani înapoi. Deci, se dublează ambele proiecte. Acum, se suplimentează suma de 70.000 de lei la investiția modernizare infrastructură rutieră, Comuna Guravoie, județul Bacău. Primarul Comunei Guravoie, prin birou financiar contabil, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Secretarul Comunei Guravoie va comunica prezenta hotărâre celor interesați, instituției prefectului județul Bacău, pentru verificarea legalității. Vă rog să vă scrieți acolo. Cine am cuvânt? De la Ilie Montaș și până la Cristian, sunt 2 km jumate, 1.200. La Pătrășcan, 1 km. Ai de dreptare. La Păltinata, 1.7. La Dumbrava, 1.9, după cum am înțeles eu, la Capta, 500. Iese vreo 10 km din 10, numai 5 nu prea iese. Nu vă ieși o mădeală, nu se sunt mărat. Aveți răbdare, stați-vă cu eu. Răbdare, vorbim a dat, lasă-mă bine. Așa, există un studiu de fezabilitate pentru 7 km care domnul Florin Gligori l-a dus la minister. Să vedem unii ăla, studiul ăla de fezabilitate care trebuia dat drumul până acum. Ăla ai? Păi dacă ăla ai, dă-i drumul la ăla, domnule, că-i prins. Absolut tot. Plus de asta, noi de la Căminul Dumbrava, dacă pe data de 11 există licitația, hai lasă-l să meargă Căminul înainte, hai să amânăm proiectul ăsta. Pentru că vine măsura respectivă, că pe site-ul Ministerului nu a apărut când îi dă bani. Nu a apărut. Nu a apărut, domnul, dar eu am apărut și eu mi-l dai un spor, că nu port ochelari. Eu nu port ochelari. Hai să amânăm pentru data care vine. Este o lună, este o jumătate, este o zi. Am discutat în cont. Da. Și am mai spus tot un pas. În cont că v-am făcut la Ia și-o făcut în Guravoie, prima dată m-a dat un tant de rupt tot, pe toatele.
vorbit. Vă rog frumos să vă respectați consiliere, dacă vă place de bine, dacă nu, nu vă obligă nimeni să respectați. Am primit nenumărate telefoane, tot felul de amenințări, să votez, să nu votez, să fiu de acord cu domnul primar. Eu atât vreau să vă spun că modul de distribuire a banilor în Comuna Gura-Voi, care, după câte știți, este formată din 7 sati, în mandatul 2012-2016, este formată din 7 sati, cum am spus, iar din aceste, din fondurile comunei, beneficiază doar satul Gura-Voi cu un pondere de 80%, dacă stăm să ne gândim la banii care s-au cheltuit din bugetul local. Cu căminul Dumbrava, știu că construcția lui costă în jur de 12 miliarde. Noi, în ședința de Consiliu, am aprobat 6 miliarde jumătate, urmând ca din Consiliul Local, în anii 2017, ne-am angajat să achităm acea sumă. Dacă acum venim și mai luăm 1 miliard jumătate, și cum spune domnul primar, pe 11 se încheie licitația și într-adevăr o să se finalizeze proiectul, nu știu de unde o să mai scoatem banii să, de la 15, până la 5 miliarde, până la 12 miliarde să mai suportăm. De unde vin banii, nu știu. Plus că, dacă ați mai fost atenți la toate emisiile TV, fiind an electoral, toate fondurile europene sunt blocate. Pentru că vin la Dumbrava, ne-am zbătut, ne-am certat de-a lungul anilor, am votat, am fost împotrivă. Nu mi se pare corect că acum, când cele din urmă avem aproape finalizat așa zisele proceduri de licitații și tot ce ține de să luăm banii și să nu finalizăm. Cum tot am luat banii de la apă la Dumbrava? Pentru că n-au mers în tandem cele două proiecte, Gura-Voi și alimentare cu apă Dumbrava. S-au sistat în mod nu neapărat pentru locul unde să fie amplasate rezervoarele, ci pentru că nu au fost binevoite lucrări făcute pentru Dumbrava. Dacă am fost acuzați că nu știm să luăm o hotărâre, că nu știm să citim o hârtie, nu știm să luăm o informație, eu contrazic pe cei care au această idee formată de alți care sunt mai cu studii, așa, care să le spunem, vezi, Doamne, dacă erau așa cu studii și așa de... Eu îi rog pe cei care vor să vină să voteze în locul nostru, să vină să candideze, să vadă ce înseamnă să fii consilier, să fii ales local, să fii în situația în care... Este ușor să aruncăm cu gunoaie. Este ușor să aruncăm cu gunoaie, că așa, așa este totul, a venit cu gunoaie. Ce se vorbim? Dar eu vă spun, doamne, sincer vă spun, eu niciodată nu am proiectat cu dumneavoastră, nu este un specialist foarte bun în domeniul meu. Dar am rugămintea la dumneavoastră să mă ascultați cu atenție. Și dumneavoastră, dragii mei, uitați aici, cam care este regulă. Și este simplu, dacă privim la hotărârile de Consiliul Local pe care noi le-am aprobat, noi eram obligați să avem doar, în momentul când scoatem lucrarea pe seamă, 5 miliarde alocate. Le avem. Acel 1 miliard și jumătate l-am aprobat după ce ne-au venit banii de la afilia asta. Acei bani, deci nu că acel proiect, dacă se deschid plicurile, nu. Noi derulăm activitatea de construcție la Căminul Cultural doar cu banii care am alocat 5 miliarde. Iar diferența o putem da de-a lungul celor 2 ani care noi avem bugetul multianual aprobat. Practic, mai rămân în pentru investiția Căminului Cultural din 6 miliarde și jumătate, la care menționez 1 miliard și jumătate la Maidan noi, ca să avem acolo banii. Dar, domnule, i-a avem la Cămin Cultural. Ne mai rămân, că sunt 700 de mii, 70 de mii, 700 de milioane, ne mai rămân 6 mii, 5 miliarde 800 de mii. Chiar consider
că niciun constructor nu ne poate pe noi ajuna în instanță, atâta timp cât noi aveam alocat de 5 miliarde și noi avem 5.800. El spune, mulțumesc, Doamne, că toată lumea spune, Doamne, dă. Am mai promis și vă promit. Nu există să nu punem bani la loc, încă dacă noi ne ajută Dumnezeu și la rectificare primim mai mulți bani, alocăm mai mulți bani la domeniul cultural, că așa este corect, ca în Dumnezeu, să facem domeniul cultural. Iar tot la fel, ca să nu spuneți că fac departajare și nu inima mea alături și de oameni din Dumnezeu, vă pot anunța, am astfel la mine numără, vine că a fost legal, am votat banii care avem pentru drumul la Dumbrava, continuare de la biserică până la Maria Mania. Dacă avem alocați proiectul de buget al Galului, noi facem și drumul până la Maria Mania. Facem și drumul spre Elata, pe la domnul Calin, și căminul cultural nu va suferi cu nimic. De ce să ținem niște bani într-un cont pe care nu-l folosim? Când noi, astăzi, aprobăm, vin consultantul, vin cei de la firma de proiectare, facem proiectul, derulăm și proiectul căminul cultural, derulăm și proiectul cu asfaltă în drumul comunal. Este o mare nedreptate ca noi să pierdem timp. La ora actuală sunt alocate anumite milioane de euro pentru infrastructura comunelor din România. Primul venit este primul servit. Dacă noi nu depunem proiectul în termen util, să fim printre primii, sumele se epuizează. Când mai prindem finanțare? După anul 2020? Ca să dau un răspuns cu domnul Pașcu, cei 7 km de care tot se dă cu fundul din pământ, trebuia să facă în 2006, dar era la stână și nu s-a dus cât pentru proiect, s-a dus la ea și s-a dat cu frică, s-a dat cu frică, mi-am dat banii. 2010, 2006. Așa e, vă spun eu, 2006 de ani, 7 km după inundații, eram cu o lume inundată și v-au rugat cu banii și cu proiect, nu v-a dus la banii. Proiectul dumneata astea se cumplea, că sunt în fața primăriei, ăla ce e dumneata atât? Altul nu este, ăla cu timpul și ești până la ăla, ăsta l-ai făcut, altul n-ai făcut. Nu vreau să mă mânc. N-ai niciun proiect, ăsta e singurul proiect care l-ai făcut. Vreau să intervin și eu. Stimați colegi, situația este... Și cine am cu timpul, cer să-i proiectul mă dat. Se simte pulsul campaniei, mai avem încă o ședință în ordinară în luna mai, stimați colegi, iar în pe 5 iunie știți că sunt alegerile locale în România. Ar fi... Eu sunt din partea la alte, ca să știu, deci nu e niciun părinte. Dar să lăsăm deoparte care este punctul meu de vedere legat de acest proiect propus de domnul primar. Este destul de interesant și oferă o șansă exact cum se întâmplă și la loc. Deci că nu ai cum să câștigi dacă nu joci. Și aici... și aici este cam același lucru. A dat cu piciorul la un astfel de proiect este păcat. Acum, legat de căminul cultural de la Dumbrava. În momentul de față, proiectul, valoarea lui este de 12 miliarde. Ca să poți deschide finanțarea, ești obligat să ai în cont 20% din valoare. 20% la 2 miliarde și 400 de mii de euro. Dacă se iau aici 70 de mii, rămân bani pentru două tranșe. Că orice constructor care câștigă, nu poți să-i dai mai mult de 20%, își începe lucrare, lucrările se eșalonează pe etape, după ce a terminat prima etapă de 20%, urmează etapa a doua. Unde noi, dacă se iau acest 70.000 de roni, rămân bani pentru două etape de finanțare a căminului cultural. Este clar că actualul executiv va fi modificat, în urma alegerilor din 5, Consiliul la fel. Este aproape imposibil ca să rămână în structura în care există.
Și este păcat să blocăm, chiar dacă suntem în preajma campaniei electorale, care sigur se va declanșa pe data de 5 mai, așa cum prevede legislația țară la noi. Eu zic că ar fi păcat să nu votăm un astfel de proiect și nu blocăm absolut nimic finanțarea căminului cultural de la Dubrava. Cu atât mai mult cât lucrările care se vor efectua la acest cămin sunt aprobate de noi pentru 2 ani de zile, în anul acesta. Chiar dacă se va face o lucrare de peste 5 miliarde, sigur, cu 5 miliarde la Căminul Cultural îi se va pune și acoperișul, rămânul dacă nu îmi perzilește de la alte departamente. Nu, lăsând deoparte tendința aceasta de a bloca, pentru că este campanie electorală. Lucrurile bune trebuie făcute, s-au făcut lucruri bune de la Revoluție. A fost o primă perioadă când n-au fost bani, dar în ultimii 12 ani bani au fost. S-au făcut și pe timpul domnului Pașu, pe domnul Mihalcea, se vor face și cei în următorii ani, pentru că în felul acesta ne obligă cei care ne-au primit în lumea civilizată. Deci suntem membri al Uniunii Europene și nu avem încotro. Trebuie să, prin efortul local, prin efortul bugetar național și prin accesarea fondurilor europene, este clar că peste ani va dura mult, va dura foarte, foarte mult, pentru că este greu să noi să ne aliniem acelor țări puternic dezvoltate. Am 2 copii, fata va pleca la 1 mai la Geneva, iar băiatul lucrează la Londra. Problema este în felul următor. Să sperăm că și noi, peste ani, copiii, strănepoții noștri, vor trăi așa cum se trăiește în Uniunea Europeană. Depinde la nivel local de noi, de noi toți, și de alegători, și de consilieri, și de executivi. Asta este. Mulțumesc mult, domnule. Ei, uite, așa trebuie să gândească consilierea. Să vă mai spun ceva. Pe prima vorbă, eu nu vreau, poate să nu vreau să candidez, că are problemă. Poate nu vreau să candidez, poate nu ori mâine. Dar proiectul rămâne. În urma dumneavoastră va rămânea o hotărâre pe Consiliul Local, pe care viitorul Consiliul Local o va duce la îndeplinire. Dar rețineți, nu pun întrebarea dacă nu mi se aprobă. Trebuie să se aprobe. Am aparat de specialitate, inspector de urbanism contabil, om de care va alerga pe drumul, care va face ca acel proiect să fie implementat. Acest proiect de hotărâre este posibil să fie finanțat în septembrie, octombrie. Nu? Păi nu fac electoral, fac frică, așa trebuie făcut, că dacă nu fac acum ce nu face astăzi, oameni buni, mâine faci mult mai greu și cu mult mai multe eforturi. Vă rog să domnule consilier, stimați oameni care ați venit, cred că vă interesează acest proiect, de asta am și participat la această ședință. Îmi aduc aminte din ședință din Consiliul Local din urmă, când pe aceleași teme de proiecte modernizare drum comunal DC111 care vine aproape de partea mea să leagă. Aceleași discute au fost, nu vrem să votăm, nu facem lucru, nu se face, nu mai ne mințiți, nu mai ne faceți la proiecte la miciuri. S-a votat proiectul, s-a întors înapoi ședința, s-a votat, drumul s-a făcut. Alimentarea cu apă, la fel, au fost discuții și discuții foarte mari în ședință, de așa s-a aproape jumătate, mai bine jumătate cetățeni și legați la apă. Urmează să facă spălarea de conturi și să dea drumul. La baza sportivă de la Gura Văi, foarte multă lume a fost indignată că de ce numai la Gura Văi? S-au luat pe la ei, s-au luat decizia, s-au făcut și baza sportivă, au venit și banii toți înapoi. Drumul de la Dubrava era o sumă de 48.000 de euro, care am primit la intervenția domnului primar de la doamna Bădic 20.000 de euro. Nu, noi am avut numai 28 de la capă. Acum, dacă avem un proiect și cum merg eu pe asfalt, vor și cei care trec prin Păltinata, care merg prin Enata de la Dubrava, mai refer. Toată lumea vor să meargă, de aia ne modernizăm, cum a spus domnul Barbă, cine vrea să înțeleagă și să ia un om de exemplu, să ne-a pe drosul meu, consilier, pătăm de atâția ani pe Consiliul Local. Vor să meargă pe asfalt, să fie modernizare, nu vrem să mergem înapoi. Dacă noi dăm rateu la proiectul ăsta de a-l depune, cum spune domnul primar, poate eu nu mai sunt consilier, dumneavoastră nu e primar sau din consilier, noi nu mai fi.
Și vin alții, mai durează un an, să ducă alte fonduri. Ce facem? Tot mergem înapoi sau vrem să mergem înainte? Niciodată, la niciun proiect nu a fost. Nu a fost proiecte de a, să se facă, nu. De la Cămin nu se ia 1,5 miliarde, se ia doar 700 de milioane. Tot timpul în Consiliul Local, când au venit bani, s-au dus banii înapoi când i-am luat. Și s-au făcut. Lucrarea asta va desfășura, să vă aduce. Pentru asta au fost. Noi am promis că 5 miliarde care au fost la fond de lumea de ducem la Cămin, acolo s-au dus banii. Nu am luat, n-am venit pe ședință de Consiliul Local, cu Rafael, îl ducem acolo. Domnul Barbu tot la fel a spus, sunt consilieri de la Dunava, au hotărât 5 miliarde să meargă acolo, acolo s-au luat banii, în hotărârea de Consiliul Local. Dacă noi acolo ne-au punit pentru 700 de milioane, să pierdem un proiect de 1 milion de euro, indiferent cine va fi la conducerea primăriei. Nu merită ca lumea să ne ia cu bolovan, cei care suntem în sala asta și conduce în primăria peste ani de zile. Dacă nu va fi trece, mai putem merge în stat să fac la partea 8, vreau să mă votați și pe mine, consilieri sau pe domnul primar. Vreau să iau și un vot, mă dați. Păi cum să-mi dau votul când tu pentru mine n-ai fost să votezi niciodată? Nu vrei să-mi faci drum, nu vrei să-mi faci cămin, n-ai fost să-mi faci apă, nu vrei să-mi faci nimic. Este proiectul cu studiul de fezabilitate cu apă aproape gata. S-a întârziat exact ce a spus domnul cu terenul, cum a spus domnul profesor Barbu. A fost terenul cumpărat prin Marea, nu s-a spus la intrarea noului mandat al noului executiv. S-a judecat, de aia s-a întârziat. Apa se va duce până la Dumbrava. Proiectul va fi depus, domnul primar trebuie să meargă la București să susțină proiectul, altfel nu putem lua banii. De ce să ne dăm numai de-a dora? Nu vrem mai, nu vrem mai. Va fi campanie electorală. Hai să lăsăm campania deoparte și mergem din stat toată lumea care vrem să fim înapoi consilieri. Dar mergem în fața oamenilor și cerem votul pe cei. Dacă noi nu dăm o soluție, o alternativă bună la Consiliul Local. Nu numai să ne opunim, să ne opunim. Nu vreau aia, nu vreau aia. Pentru ce asta? Hai să votăm cu toții, că de aia ne-au trimis atâta populație. Care au trimis cu 100 de voturi, care au venit cu 30, care au venit cu 200 de voturi în Consiliul Local. Depinde de partidul și cum au făcut parte. Haideți să votăm și cum spuneți o problemă. Nu joci la notul, nu câștigi, nu duci proiectul, nu iei bani. Te duci cu proiectul ultima zi când s-a terminat de dat banii. Pentru ce să ne opunem? Eu voi vota proiectul cum am eu asfalt la poartă, vor să aibă și aia de moara și învățânată în acești la dumneavoastră. Vă mulțumesc! Studiul de fezabilitate pentru alimentare cu apă păstinată, Dumbrava, capăta, Motocești și temeria este și toată Duravăie? Cu devizul, mai cică de Duravăie. Duravăie suntem în stadiul avansat. La Duravăie merg numai pentru cele 250 de raportări. Pentru partea de sus a satului, unde cetățenii ridică foarte obiectiv problema, acolo va trebui să facem un bazin cu un sistem de pompe. Asta discutăm în etapa după ce noi finalizăm, facem probă de presiune Duravăie Pătrășcani. În condițiile în care, în maxim 10 zile, mi-au angajamentul, vom solicita Ministerul Dezvoltării, finanțare pentru alimentare cu apă, Dumbrava și celelalte sate, Căminul Cultural se derulează nestingerit, este promisiune certă și sigură a noastră, care credem că suntem oameni responsabili, când activitatea primărie se derulează fără nici cea mai mică piedică. Avem bani pentru toate activitățile care vrem să le desfășurăm. Pentru motorină, pentru piese, pentru... Nu luăm bani din altă parte ca noi să stingerim activitatea cu whatever. Este nedrept ca eu să țin niște bani care stau degeaba, practic. I-aș trebui să țin, să dau la constructor acum un avans. Nu dau un avans. I-aș ține degeaba acolo. Când eu pot să derulez un proiect european cu 1 milion de euro. Cred că nu cel mult, chiar cer decât atât, dragoste față de cetățeni, dragoste față de comuna care pe dumneavoastră și cetățenii care v-au votat. Domnul Burlan, când mai putem un rabă și buldo și s-au opus atâția, cu ce făceai să... Domnul primar, domnul fost primar Pașu, aduceți aminte când a fost discuția de rabă, era nevoie de 1 miliard. Și m-am certat cu domnul Florin Grigore că susținea să fie la temelia pentru grădiniță și am zis 8 miliardul de la temelia și îl punem și luăm mașina. Și așa s-o luăm mașina, dacă ați aminte bine. Câte luni, Bătura? Câte luni? În două ședințe, în două ședințe au fost, da? Două ședințe, da? Prima dată tractor cu... Patătașul. Nu. Atunci ne-am certat cu domnul Florin, că domnul Florin zicea, nu, grădiniță, grădiniță, grădiniță. Da, 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 și s-o luăm mașina după aia. Tot așa, cu intervenție și cu ceartă și s-o luăm mașina. S-o făcut. Sunteți la timpul trecut, vă rog, discutați de timpul trecut, nu mai am dat de la noastră, în amintiri copilării, iar stai de la stânga.
liber. Bye-bye.